Cine intră într-un muzeu caută lucruri anume, nu percepe neapărat discursul muzeal. Poate că omul vrea să vină și să se confrunte pur și simplu cu obiectele expuse. Unii trăiesc din curiozitatea de a le vedea, își adâncesc așa numita cultură vizuală. Pentru alții, gestul are o acoperire deplină nu atât în cronologie, cât în actul de credință. Aceștia încearcă o emoție profundă în fața ideii de muzeu. Le place faptul că sunt lucruri multe, adunate la un loc. Iașul a găsit mai mult. A creat, de fapt, un punct în raport cu care marile figuri se asociază în perechi simetrice, Palatul Culturii. Conceput în spiritul palatelor comunale din Europa de Vest, se înfățișează precum îmbinarea fericită a mai multor stiluri arhitecturale. Construcție ridicată între anii 1906-1925, potrivit planurilor arhitectului I.D. Berindei, Palatul de Justiție și Administrație din Iași era considerat în epocă drept o clădire monumentală cu instalații și echipamente tehnice moderne. Expunerea trebuie să fie o carte de învățătură. Am învățat și de la gazdele noastre faptul că o muzeografie organică urmărește rânduiala, nu ordinea. Ne referim mai întâi la neogoticul hol de onoare, care se finalizează printr-o boltă în ogivă decorată cu vitrali. Schimbări imperceptibile au pregătit schimbări radicale. Dinspre sobrietate și severitate, ornamentele s-au multiplicat, elementele decorative au fost influențate semnificativ de baroc. A doua etapă, preferată de Berindei, ilustru arhitect al detaliilor, a reluat modelul specific unei catedrale gotice. Muzeul de istorie întrevede dorința de aprofundare, privirea proaspătă asupra fenomenului. În clipa de față, din cauza reorganizării pe care a indus-o restaurarea, deși colecțiile includ monede și tezaure monetare, totodată obiecte extrem de variate, documentând viața cotidiană, activitatea unora dintre marile personalități ale vieții politice și culturale ale României, marile momente politice care au marcat istoria ultimelor secole, ele sunt înlocuite prin expoziții cu caracter temporal. De ce unora obiectele le spun doar frânturi de semnificație, iar altora foarte multe? Nu este numai o problemă de sensibilitate și nivel intelectual. Cel mai greu cântărește numărul de conexiuni care se produc în momentul receptării unei imagini. Muzeul de artă, cu data nașterii 26 octombrie 1860, din 1957, valorosul său patrimoniu se află în Palatul Culturii, în calitate de primă instituție de acest gen din România, impresionează prin galeriile de artă românească modernă, artă contemporană românească, artă europeană. Desigur, vizitatorii își pot da întâlnire cu fapte de mare însemnătate, evenimente și expoziții în desfășurare. Alt mănunchi de calități specifice artei mari, de data aceasta în corpul modest al satului românesc, armonie, vivacitate, sensul profund al diversității și al repetiției, toate acestea se regăsesc în Muzeul Etnografic al Moldovei. Omul tradițional, descris și analizat prin intermediul obiectelor care compun lumea lui, argumente în demonstrații privind trăsăturile modelate de istoria locului, calmă și bună exprimare a bucuriei de a exista, prin obiecte născute de civilizația tradițională, omul prezentului pare sărac în comparație cu strămoșii.
Un edificiu, pe lângă sensul de a-l intui, de a-l imagina, de a-i da duh, presupune datoria restaurării, a redimensionării într-o clădire care există și cu un patrimoniu în cea mai mare parte strâns de înaintași. Ne gândim la clădire, la locul ei în Iași, la sălile ei, descoperim obiecte, alt muzeu pe care ne-ar plăcea să-l revedem. În fond, modul de prezentare înseamnă o atitudine. Obiectele trebuie să interacționeze armonic. Ai nevoie de urechi bune pentru a auzi ce vorbește obiectul. Pentru a înțelege limbajul, trebuie să fi avut o lungă experiență în domeniul vizualului, dar și al istoriei și spiritualității omului care s-a aflat în relație cu obiectul pe care vrei să-l evoci. Iar sistemul de relații care se creează între obiecte este mai aproape de zona muzicală decât am bănuit. Aparate care se utilizau în săli de dans, în restaurante, erau principalul mijloc de divertisment la sfârșit de secolul XIX, început de secolul XX, pentru o societate care, iată, nu mai există, dar prin noi încercăm să o reînviem. Și de aceea cred că este interesant să veniți și să vedeți, chiar dacă am deschis o singură expoziție, vă invităm în continuare să vedeți ce exponate deosebite o să avem la Muzeul Științei și Tehnicii și acestea sunt doar câteva dintre ele, cu care noi ne mândrim pentru că este printre singurele muzee din țară care găzduiesc astfel de exponate. Înregistrarea și redarea sunetului conservă în patrimoniul său colecția unică de automate muzicale, cutii și ceasuri muzicale, simfonioane și polifoane, piane mecanice, patefoane și gramofoane, care se fac remarcate prin caracterul lor de mărturii. Sunt piese care se disting atât prin valoare intrinsecă, cât și prin valoare ca design. Toate sunt realizate în străinătate, la sfârșit de secolul XIX, început de secolul XX. Avem cutii muzicale, simfonioane, patefoane și alte piese muzicale care au fascinat și au constituit divertismentul generațiilor de la sfârșit de secolul XIX, început de secolul XX. Iată, spre exemplificare, avem o piesă foarte interesantă, o piesă care este realizată în 1900 în Germania, se numește Sinfonion. Este amplasată într-o carcasă de dimensiuni mari, foarte în acord cu stilul epocii în care se construiau aceste aparate, pentru că exista și un stil artistic pentru a conferi o sonoritate deosebită melodiei. Un aparat care a fost construit în anul 1900 de către firma Sinfonion Musikwerke. Un aparat care folosește dimensiuni de mărimea 60, cu un diametru de 60 de centimetri. Melodia se realiza prin perforare. Pe spatele discului sunt niște proeminențe care, în momentul în care discul se rotește, agață niște lamele care vibrează și produc sunetul în funcție de notele care sunt inscripționate pe aceste discuri. Sigur că aceste piese s-au răspândit ca centru important a fost Leipzig din Germania. Mulți compozitori și-au transcris prin intermediul producătorilor și a firmelor care au realizat astfel de discuri prin perforare și-au înscris melodiile pe acest sistem. Avem un tip de simfonion care are înregistrată melodia Dunărea Albastră de Johann Strauss. Să facem și o exemplificare sonoră. Muzeologia operează cu reguli bazate pe constantele percepției și pe modă. Auzisem deseori că sala voievozilor este cea mai frumoasă, mai plină de monumentalitate încăperea palatului, fiind ornamentată distinct de celelalte sări. Nu sunt impresii de circumstanță.
Cât privește intrarea în sala Ari Coandă, aceasta este străjuită de două socuri, fără busturile inițiale. În perioada în care edificiul din Iași a fost spalat de justiție și administrație, sala era destinată curții cu juri. Amplasarea centrală și decorațiunile speciale sublinează însemnătatea încăperii. La fiecare oră exactă, orologiul din turnul Palatului Culturii cântă Hora Unirii. Dincolo de arhitectură, ceasonicul Palatului a contribuit la faima clădirii. Moștenitoarea amintirii orologiului instalat în turnul Porții Curții Domnești în 1728, care a dăruit multă vreme ritmurile orașului. Despre ceas pot să vă spun mai multe lucruri. Am să mă rezum doar la faptul că este un ceas mecanic, merge pe principiul Ankara, o invenție executată pe la 1711 de Christian Huygens, matematician, astronom și fizician, el având nevoie de un instrument cu care să măsoare cât mai exact timpul pentru calculele astronomice. Până la 1900 au mai fost și alte sisteme de mecanisme, dar toate celelalte, în afară de acest principiu Pucaron, au fost greoaie în execuție, în întreținere, în exploatare și deci imprecise. Și prin jurul anului 1900 s-a renunțat la fabricarea lor. Acest ceas cu carion înseamnă a cânta din clopote. Noi avem aici 8 clopote instalate sus în sala carionului, sala clopotelor. Fiecare clopot este acordat pe o notă muzicală, deci avem 8 note muzicale și putem ca să cântăm orice melodie dorim. În 1925, fiind România Mare, s-a hotărât ca aici se cânte Hora Unirii, deoarece Hora Unirii este un simbol, unirea este un simbol al Iașului. Istoria unui loc este scrisă de timp și cu sufletul oamenilor. Nu mai vorbesc despre priceperea lor. Toate puse la temelie. Din ansamblu al Curții Domnești, atestată documentar începând cu 1434, devenit un palat impunător în stil neoclasic, 1806-1812, prințul Alexandru Moruzi, afectat de incendii, refăcut de prințul Mihail Sturza, 1841-1843, palat administrativ după unirea din 1859 și mutarea capitalei la București, suportând mai multe incendii de la sfârșitul secolului al XIX-lea, de aici decizia demantelării 1904 și reconstrucției în locul refacerii vechiului palat, în perimetrul fostei curți domnești medievale moldovenești, pe locul fostului palat domnesc, cu amânarea realizării finisajelor pentru mai mulți ani, primul război mondial și anii grei ce au urmat, cu inaugurarea oficială din 11 octombrie 1925, destinația clădirii fiind schimbată 1955 într-una culturală, Palatul Culturii este prezent în comunitate și în societate. Nu poate rămâne doar un depozitar de date, imagini, fără a fi agent de livrare popular. Ca traseu viu de inițiere, ierarhic accesibil în funcție de interesul și pregătirea vizitatorului, dezvoltă legături cu profundă justificare sau legături aparent întâmplătoare. Alternări neașteptate, inclusiv un mod de prezentare care să rezulte din situația nouă a obiectului devenit piesă de muzeu.